Slăviți să fie Domnul! Amin. Duhul Sfânt în seara aceasta s-a adresat către familii, dezvăluind un plan al vrășmașului care ar vrea ca în casele noastre, în familiile noastre, să aducă certuri și neînțelegeri. Mi s-a sugerat ca să am un cuvânt de învățătură pe tema aceasta. Voi fi destul de scurt, cred că un sfert de oră am să vorbesc, și n-am găsit altceva acum mai repede, n-am avut o călăuzire, apelez la o predică mai veche de-a mea, iau o bucățică din ea numai. Dacă eu mă repet, e greșeala mea, dacă dumneavoastră aveți ceva de învățat, îi câștigă dumneavoastră. Doamne ajută-ne, amin? În Evrei 5:14 spune că hrana tare pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Tot repetând, învățăm ceva. Am ales pentru seara aceasta Coloseni capitolul 3, versetul 15, unde Pavel spune așa: și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Apare aici expresia un singur trup. Sub incidența acestei expresii sunt două entități. Prima, familia. Geneza 2:24. Va lăsa omul pe tată, pe mamă, se va lipi de nevastă și cei doi vor fi un singur trup. A doua entitate e biserica. 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Deci când apare în Scriptură expresia un singur trup, e vorba ori de familie, ori de biserică. Adică în familia noastră, în familiile noastre și în bisericile în care suntem, trebuie să stăpânească pacea lui Hristos. Doamne ajută-ne, amin? De ce pacea lui Hristos? Pentru că mai este o pace. În Ioan capitolul 14, versetul 27, Domnul spune așa: vă dau pacea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea. Deci lumea are pacea ei. Hristos are pacea lui. Pacea lumii nu că ar fi rea, pentru că din punct de vedere al organizării societății, există împărățire lumii. Matei 4:8, Domnul a fost dus pe un munte mare și înalt, unde i s-a arătat împărățiile lumii. Da? Dar în Luca 17:20 întreabă preoții: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Deci este împărăția lumii și este împărăția lui Dumnezeu. Este pacea lumii și este pacea lui Dumnezeu, care spunea Pavel în altă parte: întrece orice pricepere. Acum, pacea lumii nu e rea. Noi o promovăm, o dorim, pentru că din punct de vedere fizic, noi trăim în lume. Din punct de vedere spiritual, suntem în împărăția lui Dumnezeu. Cum este pacea lumii? Eu spuneam, e bună, dar nu e garantată. În Tesaloniceni 5:3 spune: când se va zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni peste lume ca durerele naștere, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Pacea lumii este bună, ne rugăm pentru ea, o promovăm, o cerem de la Dumnezeu, dar mai mult decât pacea lumii este pacea lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, Roman 14:17, nu-i mâncare și băutură, îi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Să dea Domnul să fie așa, amin? Amin? Spuneam că în familiile noastre trebuie să fie pace. Eu cred că păcatele sunt provocate, influențate de niște duhuri necurate. În Împărați 22:22 vorbește de duc de minciună. În Osia 5:4 vorbește de duc de curvie. Deuteronom 31:27 vorbește de duc de răzvrătire. Iar în Filipeni 2:3 spune așa: nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Frații mei, când cineva se ceartă într-o adunare, acolo pătruns un duc de ceartă.
Când cineva se ceartă într-o casă, în familie, acolo a pătruns un duh de ceartă. Avem multe exemple practice, nu le aprofundăm că seara asta e seara de rugăciune. Dar eu îs o cetate. În casa mea domnește pacea. Și în familia noastră domnește pacea. Dar este un duh, se cheamă duh de ceartă. El stă afară și vrea să intre la mine în casă. În Geneza 4:7, Domnul îi spunea lui Cain, pentru ce ți s-o poți omorî fața? Nu e așa, dacă faci bine, bine ajungi, nu? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. El vrea să pună stăpânire, adică el vrea să intre, dar tu să-l stăpâne. În viața lui Cain a fost o vreme când ura, duhul ăsta al uciderii, era în afara lui Cain și pândea la ușă să vadă cum ar intra în Cain. Și a reușit. Duhurile de ceartă stau pe lângă casa mea, se învârt roată, se rotesc și ar vrea să vină la mine în casă. Și el îi caută o ușă. El stau la ușă, vor să intre și acum să vedem, intră sau nu intră? La voi o intra odată? Și dacă a intrat, mă întreb, dar de ce le-ați deschis ușa? Și pe care ușă a intrat? De regulă când mergem să ne rugăm pentru cei posedați de duhuri necurate, eu am o curiozitate. Cu ce ocazie, în ce împrejurare, cum a pătruns duhul ăsta necurat? Că el pe acolo, pe unde a intrat, pe acolo trebuie să iese, să știți. Acum când intră duhul de ceartă la mine în casă, eu vreau să văd cum de găsit ușa și a intrat în casa la mea. Eu așa din experiența de toate zilele, dar și din Sfânta Scriptură, am identificat câteva uși pe care ar putea intra duhul de ceartă. Prima, se pare că prima ceartă asta a fost în Biblie. Am numit-o eu ușa lipsurilor. Geneza 13:7, între păzitorii vitelor lui Avram și a lui Lot s-a iscat o... De ce? N-aveau pășune. În Geneza 26:20, între cei din Gerar și oamenii lui Isaac s-a iscat o ceartă pentru că n-aveau apă. Da? Acum, eu am numit asta ușa lipsurilor. Se fac imputații, n-ai câștigat destul, nevasta la bărbat, bărbatul la nevastă, trăim vremurile care trăim, industria cum este, și imediat apare o ușă deschisă, că nu avem. Și de la ușa asta încep certurile. Eu am pus zăvor la ușa asta. De când mă știu, am pus o ială. Și am spus așa, Proverbii 17:1, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Spuneți amin? Amin. Cine își propune din voi, fetelor, nu știu care e măritată și care nu, cine vă propune din voi m-aș mărita să mă înțeleg cu bărbatul să mănânc o bucată de pâine uscată? Astea visurile voastre, idealurile voastre, să aveți o bucată de pâine uscată? De aia vă măritați? Nu, pentru că aveți alte idealuri, veți avea și certuri. Veți avea și certuri. Scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 5. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Frații mei din Cluj, aplicăm noi versetul ăsta? Apoi cum să nu ne certăm dacă nu vrem să împlinim Scriptura? Scrie în Romani, capitolul 12, versetul 16. Nu umblați după lucruri înalte, rămâneți la cele smerite. Păi când vrei să fii vârf de lance în Cluj, în adunare, și nu reușești, cum să nu vină duhul de ceartă cu o ușă dată de țâțâne, a deschisă în larg? Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin? Amin. Mai scrie 1 Timotei 6:7-8. Noi n-am adus nimic în lume și nu putem lua nimic din lume. Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne hrănim, spuneți mai departe voi. Amin? Amin. Am predicat undeva într-o adunare din Moldova și am întrebat, amin? Și am venit un frate, frate, dragul, vă cunoști Biblia. Unde ai găsit o amin cu semnul întrebării la urmă?
Și de atunci e vis să întreb, amin, amin, dar vă rog frumos, dumneavoastră, împliniți versetul ăsta, acum încheiem, cât de curând. Frații mei, trăiți foarte bine. Trăiți foarte bine. Evrei 12:28, să ne arătăm mulțumitor. Dar pretențele sunt foarte mari. Nivelul de trai s-a ridicat. Concurența între familii pocăite e foarte mare. Și apar duhuri de ceartă și intră în casele noastre și fac dezbinări și fac rabage. Să le dea Domnul pocăința, amin? Amin. Uitându-mă la duhurile astea de ceartă, am mai găsit eu o ușă. Am numit-o ușa promisiunilor. Că numărul 20:3, poporul căuta ceartă cu Moise. A început numai decât să se certe. Dar de ce se certau? Pentru că în numărul 16:14, îi impută lui Moise, spune, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Moise le-a spus, măi, oameni buni, m-a trimis Dumnezeu, vă iau din Gosem și vă duc până la Gilgal, țară în care curge lapte și miere. Ei erau prin pustie, 40 de ani, și au spus, ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte. Ne-ai promis, dar nu ne-ai dus. Știți că prea multele promisiuni făcute în anii tinerețe partenerilor aduc mai târziu niște certuri în familie? Eu știu oameni care au fost, nu spun povești, care s-au despărțit și când s-au pus motivul, era în pragul iernii, femeia a spus, mi-a promis că mi-aduce două mașini de lemn și le taie, să am lemn pe la iarnă, mi-a adus numai unul, ăsta nu-i bărbat. S-au despărțit acum 40 de ani și nu s-au mai căsătorit, despărțit și în ziua de azi, că i-a promis și nu a împlinit. O ușă pe care poate să intre diavolul foarte ușor. De aceea scrie în Eclesiastul 5:2, nu te grăbi să deschizi gura. Dar în Eclesiastul 5:4 spune, dacă ai făcut o juruință, împlinește-o. Dar mai este o problemă aici, nu era Moise vinovat. Nu Moise era vinovat. Încă nu era împlinită vremea. Spune numărul capitolul 21:4, că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Știi ce ni se iartă acasă? Oamenii care nu mai rabdă. Când bărbatul nu mai are răbdare, când nevasta nu mai are răbdare, vai ce certuri apar acolo. Dar care-i zevorul care îl aplicam noi la ușa asta când suntem nerăbdători? Scrie în Coloseni capitolul 3:13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum o ierta și Hristos. Așa iertați-vă și voi. E greu versetul ăsta? E greu să fim mai răbdători? E greu să ne îngăduim unii pe alții în viața de familie? Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Și mai am o ușă. Luca 22:24, între ucenici, între apostoli, s-a iscat o ceartă ca să știe care e cel mai mare. Ușa ierarhiilor. Ce bine că în familiile creștine să știe care e cel mai mare. Să știe, da? 1 Corinteni 11:3, dar vreau să știți că bărbatul este capul nevestei, Hristos e capul bărbatului și Dumnezeu e capul lui Hristos. Amin? Amin. Doamne ajută! Când nu știm în casă care e mai mare și care e mai mic, atunci sunt probleme. Când nu știm în adunare care e mai mare și care e mai mic, ne trimite Domnul la Matei 18:4 la smerenie, sau ne trimite Domnul la Marcu 10:43 și spune, dar între voi să nu fie așa. Închei cu o povestioară care m-a marcat toată viața și m-a călăuzit. În anii tinereți am cunoscut un frate de la Dumbrăvița, fratele Sidor de la Găureni, un om folosit în mod deosebit în eliberarea de demoni și vindecarea bolnavilor. Era la învonul adunării, predica Evanghelia și s-a ridicat. Eu am fost la omul ăsta acasă de multe ori la rugăciuni și la mormântare, și nu spun povești eu niciodată, da? Și îmi spunea, măi, predicam Evanghelia, s-a ridicat unul din adunare și m-a ocărât și m-a bajocorit și m-a făcut în tot felul. Ce băi, Sidor, numai tu, numai așa, numai așa. M-am dus acasă, slujitor, conducător de adunare. Și atât am plâns și m-a rugat, Doamne, dacă slujitorul tău, dacă om credincios, dacă mai ai nevoie de mine, rezolvă situația între mine și fratele ăsta și fă-mi dreptate.
Și după ceva vreme vine Duhul Sfânt și îi spune: m-am hotărât să-ți fac dreptate și m-am hotărât să rezolv problema între tine și fratele George. Ia un lighean, un ștergar și du-te și spală picioarele. Și îmi spunea fratele Sidor, eu am vorbit cu el: frate Dragoș, orice aș fi primit de asta. Și m-a rugat Domnul, dar omul era pocăit. Și îmi spunea, am luat ligheanul. Eu am fost de multe ori acolo, ultima dată am fost la o mormântare. Și mergem de-a lungul satului cu ligheanul în mână și cu ștergarul pe umăr. Și mă întrebau frate Sidor, dar unde te duci? Mă duc până la fratele să-i spăl picioarele. Unii comentau, alții lăcrimau, alții ridicau din umeri. Și îmi spune, Dragoș, am ajuns la poartă la el. Omul era la șur, cum se spune noi în Bucovina. L-am strigat. Și el când m-a văzut, a spus, ce mai vrei, bă? Și eu de la poartă am spus, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. Și cu alergat spre mine, m-a îmbrățeșat și așa o plâns și a spus, băi, Sidor, nu știu ce a fost ieri cu mine, mă. Nu știu, mă, te rog, iartă-mă. Ne-am dus în casă, am cântat, ne-am rugat, ne-am spălat picioarele unul la altul și am rămas prieteni și amândoi o chemat Domnul acasă. Ar fi ligheanul o soluție? Ar fi ligheanul o soluție și în familie? Ar fi slujirea metoda de a rezolva multe probleme când nu știm care e mai mare și care e mai mic? Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin? Amin. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre. Și fiți recunoscători. În seara asta eu v-am pus așa, pacea și cearta. Acum să terminăm, plecăm acasă, mai sunt câțiva frați. Ce o să fie din seara asta la tine acasă? Pace sau duc de ceartă? Frații mei, pacea în Scriptură e comparată cu o apă. Ieremia 33:6 spune, voi deschide un izvor de pace. Dar pentru că roada Duhului din Galateni 5:22 îi pacea, dragostea, bucuria, pacea, pentru că Duhul Sfânt aduce pacea, nu rămâne la un izvor slab, nu. Isaia 66:12 spune, voi îndrepta pacea ca un râu care iese din matcă. Așa se vedea Domnul pacea, amin? Pacea e ca o apă și cearta e tot ca o apă. În Proverbi 17:14 spune, începutul unei certi este ca slobozirea unei ape, curmul de la început. Cearta e ca o apă, apa fiind lichidă are proprietatea să intre în toate locurile. Când începe o ceartă în adunare, de la păstor până la ăla care face curățenie, tot s-au duc de ceartă în trânjă, că cearta tare intră, dar așa intră și pacea. Cearta intră și la noră, și la soacră, și la ginere, și la socru. Când se bagă cearta, ca apa intră. Dar e o apă tulbură, mâloasă, murdară. Pacea e o apă curată. Acum este apă curată și apă tulbură. Mergeți acasă și beți din apa curată. Amin. Amin.